I-am dus telefonul ca să nu se plictisească. Bună, băieți, eu sunt Raluca și pentru că sunt îmbrăcată frumos, am zis să trec pe aici să vă salut. Ah, și să vă invit pe canalul meu de YouTube. Glumesc, nu cred că vreți să vedeți rujulețe și fărdulețe și alte cele. I-am făcut o surpriză lui Cristian și cei care ați văzut-o pe prima ați mai cerut încă una. E, ideea principală este că avem această chestie. Ce e asta? O chestie de ochi pe care o să-i o aplicăm lui Cristian când o să-i arătăm această punguță de la Obsentum în care i-am făcut o surpriză. Nu mai zic că miroase acrid într-un fel, pentru că au pulverizat pe hârtia asta o grămadă de crid. Surpriza este că i-am luat acest set, parfum de Marley, care conține 6 mini parfumuri, fiecare de 10 ml, pe care vreau să le testeze, evalueze, să își dea cu părerea despre ele, fără să le cunoască. Eu știu ce parfumuri sunt aici pentru că am luat aceste blotere. Au fost foarte... Am zis bine blotere, oare? Au fost foarte drăguți cei de la Obsentum și mi-au dat aceste blotere pe care le-au marcat fiecare aferent unui parfum și pe care mi le-au pus în aceste punguțe. Cred că pot să le zic punguțe. Nu știu dacă focalizează, asta este camera lui, habar n-am dacă voi o să înțelegeți ceva din introducerea aceasta, dar vreau să i le arăt legat la ochi și în sensul ăsta m-au ajutat fetele de la Obsentum și mi-au recomandat o aplicație pe care să mă uit în timp ce el testează mostrele astea și ne zice orice îi trece prin minte, aplicația fiind Parfumo. Asta cred că chiar nu se vede. Asta este aplicația pe care am căutat eu deja pe Gasus de la Parfum de Marley și am aici o grămadă de informații legate... Nu știu unde țin. Țin bine? Cred că țin bine așa. Am o grămadă de informații legate de parfumul respectiv, pornind de la note, mijloc, bază și așa mai departe și mergând până la durabilitate, la, nu știu, evaluarea pe care o fac niște oameni și înțeleg eu că această aplicație este mai bună decât Fragrantica. Deci poate am venit cu o informație nouă la voi. Hai să îl chemăm și pe Cristian pentru că l-am trimis dincolo și am închis toate ușile de acolo până aici și o să legăm la ochi și o să vedem cum mi se par lui parfumurile astea. Sunt super excited. Sper să vă placă și vouă și ziceți-ne în comentarii dacă vă place treaba asta pentru că mai facem. Și să știți că e un pic morocănos că l-am pus să facă asta pentru că nu știe ce îi pregătesc și de obicei când îi pregătesc ceva e cu emoții. Așa că îl sun acum, pitesc punga să nu știe despre ce vorbesc, îl sun, vin aici, îl leg la ochi și îi dau să miroasă, iar eu între timp sunt cu aplicația deschisă astfel încât să văd ce recunoaște, pentru că evident că eu nu mă pricep așa bine ca el. Am pitit punga! Bună! Vrei să vii în camera de filmat? Sigur, da, camera chiar filmează, pe curând sunt și pe ecran, care zice că filmează. Da, 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 filmează, sper. Uite dacă are beculețul roșu pe ecran. Are un beculeț roșu, da. A, da, filmează, da, da, da. Bine! Pa! Este morocănos, dar sigur o să-i placă ce am pregătit. Le pitesc. Da, poftiți! Poftiți! Bună, Cristian! Bună! Poți să vii cu ochii deschiși pentru că o să vezi de ce. Te rog să îți pui această... da, salută-i pe prietenii tăi! Le-am spus că ești morocănos. Păi sunt, că îmi filmasem până acum, strânsesem tot și nu erau puține lucruri de strâns și mă sună că pune tot la loc, că facem chestii și acum vreau să-mi punești chestia asta pe ochi. Da, te rog. Da, dar nu durează mult. Da, o să ador cu asta, e ok, perfect. Nu, e... nu vezi, da? Nu văd nici nimic. Nici pe aici? Unde pe aici?
Ok. Deci nu vede nimic. Deci o mască să mă pun peste asta, mă, care scrie fancy, nu? Nu, nu. Fel de Batman, dar n-are elastic. Fii atent. Vreau am să îți dau să miroși ceva. Nu-mi place. Poate-ți place. Nu cred. Poate-ți nici place. Poate este. Nu cred. Și între timp... Pentru cine este? Pentru tine. Atunci nu-mi place. Numai pentru tine este, nu e nimic pentru mine aici. A, nu-mi place, eu mă străb. Să ai parfumare. Nu ai tu treabă deocamdată, vei afla, îți promit. Păi dacă îmi place și mă entuziasmezi și are 2 ml. Ia, fii atent. Asta, dar te rog să nu o apropii foarte tare, nu așa, pentru că poate o să vezi. Așa să poți să ții. N-am ce să văd. Așa poți să ții. Da, îmi place, știu, nu știu ce e, dar îmi place. Așa o să decurgă video ăsta. Și poți să ne zici nu, ce crezi tu că o notă pe care crezi că o are? Este ceva dulce, plăcut. Da. Și jur că mai simți mirosul ăsta undeva. E un parfum pe care îl știu. Nu știu dacă e un parfum pe care l-am, dar îl știu. Niciunul dintre aceste parfumuri nu se află în colecția ta în acest moment. Ai tu idee ce am în colecția mea. Ba da, cum să nu sunt toate aici în spate. Dar n-am nici cea mai vagă idee ce e. Una. Dar știu. Orice, una. Nu știu. Dar sunt aproape sigur că la un moment dat am fost într-un magazin și am zis că mie îmi place parfumul. Nu știu ce e. Îmi place, vreau. Da, o să ți-l dau. Nu, acum. Vrei să mergem mai departe? Sigur că nu știu, pot să zic în continuare și la următoare. Sunt expertă, nu știu. Ok, mâna. E bine că nu mai sunt dat cu alte 7 parfume și nu simt 10 mirosuri de asta. Stai să am timp să-l și caut, te rog. Mi-a adus Maserare Tobacco. Nu, dar e o observație interesantă, să știi. Adică ești sigur că aici nu sunt pere și tutun și niște vanilie? Bine, era să-mi bag ăsta în ochi, dar ok. Da, pur și simplu mi-era să Maserare Vanilie, da, așa este. Atât? Adică nu e niciun fruct aici? Ba da. Și nu e bar? Nu, e aproape. Și poți fi aproape de paramăr? Verde. Măr verde, serios? Da, da. Nu știu, mi-a miroase Maserare Tobacco. E foarte bine că ai spus asta când vei edita acest material să îți aduci aminte de treaba asta, că o să știi și ce este. Păi nu am cum să nu-mi aduc aminte că mă aud acolo și cum mă flăc. Păi da, și o să știi și ce este. Deci nu e Maserare Tobacco. Nu este Maserare Tobacco. Dar cel mai probabil este ceva din zona de nișă, că e miros ciudat. Că nu cred că e de designer. Apropiat de Maserare Tobacco și eu cred că nu pun totuși focus aici, dar nu pot să zic nici ce este. Dar poți să vezi dacă e focus, că se vede scrisul pe ecran, adică... Și dacă te apropii foarte mult să știi că nu focalizează, că trebuie să fii cam la distanța... Păi așa sunt. Asta cumva. Așa. Și vezi că dacă îți pui fața în spatele sticlei, nu mai focalizează pe fața ta, ci pe sticlă. Da. Nu știu dacă sunt sticle, probabil sunt niște mostri mici, mici, mici. Nu ai tu de unde să știi. Păi, dacă nu, probabil va trebui să vindem ceva. Fii atent. Eu aștept să iei tu, nu-mi dau seama păi că tu ești legat la ochi. Nu, dar serios. Astea sunt toate parfumuri făcute de niște oameni care se inspiră din alte parfumuri care deja există? Nu știu dacă este chiar așa, dar observația ce, ta este interesantă. Dar poți să-mi zici ce are, ceva, orice? Are chef de viață. Chef de viață, bun. E tot zona pe care l-aș, de parfumuri pe care l-aș purta în vreme mai caldă. Ok. Și cred că brusc am devenit imun la mirosul ăsta, pentru că nu mai pot să-l simt. Serios? Păi poate este parfumul tău, parfumul vieții tale, ca să zic așa. Nu e. Nu? Nu. Dar e citric, e floral, e... Nu e atât de citric. Pe bune, nu mai pot să-l simt. Îl mai lăsăm deoparte un pic? Îl simt un pic, nu știu ce e. Îmi place ea. Îți place? E puțin citric, cred că e fructat. Cred că are și niște flori pe acolo, undeva. Da. Flori de măr. Nu, glumesc, nu are. Nu chiar, dar are... Îți spun? Simt, da. Iris. Ce fel de iris? Iris. Atât. Da, puțin iris. Nu e genul parfum de iris, cum... Adică nu e gen Prada să miroasă puternic a iris și a cosmetice feminine și a chestii de astea. Adică s-ar putea să fie iris aici, dar nu știu de care iris. Și cât iris? Puțin, probabil. Așa. Nice. Nice? Adică, dar nu e parfumul vieții mele. Nu? Nu, parfumul vieții mele în acest moment este Jean-Paul Gaultier Le Male Parfum. Ăla nu este Jean-Paul Gaultier Le Male Parfum. Nu este, nu. Niște vanilie, cred, ca să fie.
Trecem la următorul. Da, efectiv nu se aude când pulverizezi, sunt roluri, ce sunt de verși pe cartonul ăla, nu se aude nimic, ce se întâmplă aici. Acesta este următorul. Are altă textură cartonul. Are altă textură, da. Nu, nu are, am găsit inscripțiile aici. Nu, știu, pe rog. Nu pot, stai liniștită. Am găsit inscripțiile. Ăsta are cafea. Sau cacao, nu știu, are ceva în zona aia. Are ceva ce aș bea dimineața. Are ceva ce îți place ție foarte mult, asta pot să-ți spun. În rest, m-am pierdut cu totul descrierea de aici. M-am pierdut în note. Are note de cappuccino, ce are? Dacă poți să zici că o combinație de cinnamon cu vanila înseamnă cappuccino, păi sau te duce cu gândul la cappuccino. Da, deci toate astea blind nu sunt punctul meu. Dar îți place? Da, îmi place. E destul de discret așa, sau încep eu să nu mai simt chestii. Părerea mea este că niciunul nu este discret. Deci scorțișoară, că... vanilie și cred că ești ceva fructat aici. Da, nu cred, cred că are citrice. Nu are citrice. Are sigur ceva plem. Da, 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 da. Și mai, cred că s-ar prăta bine primăvara. Și are și nota ta favorită. Fahrenheit, motorină. Nu, nu. Ai tu o notă favorită. Am eu o notă favorită. E a mea. E a mea, am greșit. Păi, și am să aminte că de fapt nu e nota mea favorită. E nota ei favorită. Nu știu care e nota ei favorită. Da. Zahăr. Adică nu știi asta despre mine? Nu. Ok. Nu știi asta despre mine? Nu știi asta despre mine? Aici mult a fost pulverizat, adică te-ai fi dat două săptămâni cu cât au fost pulverizate aceste blotare. Am zis bine? Da. Nu știu ce eram aici. Bine. Nu aștept să vină toamna să aflu ce. Toamna? Toamna, da. De ce toamna? Cred că e un parfum de vară, cred că e un parfum de primăvară, toamnă sau de seară cel mai. E posibil să ai dreptate. Chiar e posibil să ai dreptate. Zona asta super incertă, e fantastic. E posibil să n-au. Fii atent, mai avem două. Yay! Așa că o să-l caut pe următorul. Să știi că am vorbit cu... Personajul meu preferat din Mortal Kombat este Kenshi, care este un tip care are o katana și nu vede. Deci, te rog, continuă. Da. Să știi că am vorbit cu prietenii tăi și le-am dat niște informații interesante puțin mai devreme. O să ți le zic și ție înainte să închidem acest material. Dar cred că am venit cu o informație nouă și aș fi foarte fericită să fie așa. Mie mi se pare fantastic că îmi oferă niște informații care în mod real nu îmi oferă nimic. Am vorbit tocmai cu prietenii tăi, nu știu cine sunt prietenii, prietenii tăi. Despre niște lucruri, nu știu ce lucruri. Tot ce știu e că e vorba de niște parfum. Da, da. Acesta este următorul. Ne place, asta ne place. Ne place și eram sigură că ăsta o să-ți placă. E fresh, și nice. E dacă se văd, acestea sunt notele. Dacă nu se văd, o să le pui tu ulterior. Nu, probabil că n-am să le pun. Ba da, ba da. E multă muncă, știi că trebuie să stau să editez. Da, trebuie. E de asta, dai cu el când ești din duș. Da, da, să știi că exact așa miroase. Dar miroase a curat, nu miroase a curat? Ba da, miroase a... Ți-am zis, gel de duș din punctul meu de vedere. Păi, e citric. Ce găsești cel mai des în gelul de duș? Da, e citric. Bine, eu găsești mă uit aici la niște uneori lucruri. Și mentă, dar aici nu e. Da, deci e citric, probabil că are și niște fructe, dar mai discret. Așa. Ca de obicei are lemn. Da. La bază. Cred. Evident. Sper. Are. Și nu știu, e fresh așa. Are aldehide? Nu. Atunci nu mă mai joc eu cu asta. Are nutmeg. De ce are nucșoară? Miroase foarte bine. Nu am problemă, fapt, foarte nucșoară, dar de ce? Am ajuns la final și o să-ți dezvălui ulterior. Am ajuns la final, adică mai avem un blotter. Deci nu sunt leacele, nu? Lerenu? Nu, dacă erau Leren, dă-i și mie un blotturist. Îți dau și un Bruce Willis, dar nu acum. Bruce Willis Private Edition sau Personal Edition e... Aoleu, stai că s-a șters... Dacă s-a șters, înseamnă că mi-a adus niște mostre mici. Nu ți-am adus niște mostre mici. Fii atent, aici. Niște mostre mici, bă. Nu ți-am adus niște mostre mici. Iar notele sunt acestea.
Trebuia să-mi pun ochelarii pentru acest material. Asta e ca și cum Red Tobacco a făcut un copil cu cineva mai potolit. Red Tobacco, ok. Ce note are Red Tobacco? Vanilie, pere, tutun. Asta nu cred că are tutun, totuși. Nu are tutun, da. Dar are niște vanilie și niște ceva. Ce este geraniu? Geraniu? Dacă nu mă înșel, e mușcată. Așa. Nu o să recunosc niciodată geraniu. Sunt convinsă, pentru că eu nu știu nici măcar ce este. Și țin să precizez că nici nu sunt unul din băieții care au sticluțe de alea mici cu substanțe care miros ca anumite lucruri și facă în fiecare dimineață. Adică nu, nu facă geraniu, ca să știi. Nu, nu. Dar o să faci într-o zi. Nu, chiar nu. Nu are sens. E nice asta. Nu e chiar parfumul meu, dar e nice. Atât? E ca și cum cineva și-a dorit să poarte Red Tobacco primăvara. Mai ții minte pe care l-ai preferat din astea în ordinea numelor de pe tricou de la 1 la 6? Da, vanilie cu scorțișoară. Adică pe acesta? De exact pe acela, că și văd ce mi-arăți și păi nu, nu, mă, îți dau să miroși. Dau să miros mai bine. Nu, nu e asta. Nu? Nu, ăla nu e vanilie. Nu mai știu care era vanilie cu scorțișoară. Ante pe ultima. Acesta. Ne mai apropiem. Da? Parcă ăsta e. Am terminat. Le-am pus aici în ordine. Am dispărut un pic din cadru, ca să știi. Atât m-am priceput să apar în acest video. Le-am pus aici în ordine, astfel încât să știi în ce ordine le-ai evaluat și acum urmează să îți aduc și concluzia cumva și după ce o aduc o să-ți dai tu jos asta și o să faci cum vrei în fața camerei. Ok. E bine? Da. Revin. Că nu mai aude nimeni oricum, dar eu revin. În caz că se întreabă toată lumea undeva în spate în aceeași cameră, adică nu a plecat foarte departe. Da, în aceeași cameră sunt în spate. Simt. Dar vrei să rămân aici cu tine până termin sau plec? Să rămâi, că na. Păi atunci rămân. Nu-mi iau la revedere de la prietenii noștri. Păi pe de altă parte, da. Da? Da. Bine. Dar atunci... să știți că ăsta e video ei, nu a fost ideea. Nu, e al lui. O să-l găsiți pe canalul lui. Atunci poți să îți... Acum nu mai vrei? Nu. Am înțeles. Și asta păi... să nu ții aici legal la ochi timp ce dai să miros niște cartoane. Haide. Ce? Să îți dai aia jos pentru că în fața ochilor ai rezultatul. E, nu suficient. Și unde erau prietenii? Asta este a ta, de fapt. Bă, eu pun că de la accentul. Măcar m-am gândit că... De entuziasm! Nu erau de designer. Nu erau? Nu. Da, ai avut dreptate, da. Ai spus că-s de niște. Și înăuntru este... Ah, serios? Ce n-am din partea mea, sincer. De ce? N-am zis chiar de bine. De ce? Ai zis, da, prima mirosire, dacă pot să zic așa. Și a fost și Pegasus aici? Da. Serios? Primul. Chiar primul. Deci fii atent, eu le-am explicat deja prietenilor tăi. O să ne repetăm acum un pic, dar aia este... Fiecare blotter a venit într-o punguță din asta, da. Și au fost așa sigilate toate, astfel încât să se păstreze mirosul în fiecare și mi-au scris în magazin pe fiecare blotter numele parfumului, ca eu să pot să le caut, și pe asta cred că nu o știai, pe aplicația aceasta care bate la fundul gol, mă scuzați, Fragrantica, și că este aplicația cumva acceptată, din câte am dedus eu, de oamenii ăștia care fac parfumuri de nișă, pentru că este accurate față de Fragrantica. Și uite, am vorbit cu tine, ca să zic așa, folosind aplicația asta și aici am toate notele și toate cele. Și stai că să văd ceva. Și uite, aici ți l-am pus exact în ordinea în care le-ai mirosit. Dacă îți sună ceva în vreun fel, să știi că asta a fost ordinea. Eu vreau să spun un singur lucru.
că atunci când miroși chestii, e foarte important să le și vezi. Păi da, dar care ar mai fi pentru fanul? Pentru că în timp ce atunci când l-am văzut și l-am mirosit, Herod mi s-a părut super amazing. Da. Cum a fost? Ce este asta? O copie de Red Tobacco? Păi da, da, aici să știi asta că nu era, sunt... Nu? Da, dar nu sunt în ordinea în care le-ai mirosit acolo. Și nu era. Nu. I mean... Partea proastă acum este că mi-a adus asta. De ce este partea proastă? Pentru că eu fiind un om foarte normal. Da. Acum, na, nu, adică e frumos că s-a stăiești, chiar sunt mare, dar știm cu toții că o să simt nevoia să înlocuiesc fiecare de asta mică cu o din asta mare. Pentru că, da, sunt un om temperat și rațional. Ai foarte multe. Nu are sens să le înlocuiești. Adică, oricum, ai o foarte bună bucată de timp. Nu? Nu trebuie. Începând cu Herod. Nu, Herod, că e cald. Vinde mașina? Leto. Cum să vinde mașina? Păi, să le iei pe toate odată, zic. A, nu. Și tu nu vinde mașina. Hai că eu am stat o oră și jumătate în Obsentum și n-aș mai fi plecat. Deci e frumos în Obsentum asta, ce ar fi să spună. Am mirosit toate parfumurile din lume. Da, și cu asta încheiem acest video, care nu știu ce a demonstrat, dar a fost fun. Nu am demonstrat nimic, trebuia doar să fie un video fun și altfel față de cele pe care le faci. Păi tocmai ce am făcut unul altfel al altei. Păi da. Total altfel. Păi da, și pe asta mai e pe unul. Da. Te-ai plăcut, nu? Da. Uite, și dacă nu puteți să vă decideți la un parfum, de exemplu, puteți să mergeți la Obsentum și să vă luați seturi din acestea, care au de principiu 9-10 ml fiecare și sunt de principiu 5-6 într-un set și să aveți așa pentru tot anul sau pentru mai multe genuri de ocazii, dacă pot să zic asta. Nu pot să zic? Pot să zici, sunt și pentru mai multe genuri de ocazii și pentru mai multe anotimpuri. Da. Ce drăguț! Da, mulțumesc! Mi-a plăcut acest material, mai vin? Să-i spuneți lui Cristian în comentarii dacă mai vin. Sau mai bere. Sau mai bere. Și mă duc înapoi pe canalul meu pe care vorbesc despre rujulețe și fărdulețe și parfumele. Nu vorbesc despre parfumele, dar... Nu prea vorbește despre parfumele. Mai vorbește, este limba. Mai vorbesc, da. Dar am să mai fac cu parfumurile mele preferate, așa, pentru mine și prietenii mei. Drăguț? Da, dar uite, acum dacă tot... Simt că să-ți dau și eu ceva. Da, mi-aduce și el ceva. Am intrat în casă și l-am întrebat, ai primit parfumuri? Uite, și a zis, da, dar nu ți le dau. Îți dau 3 parfumuri de la Latafa. Wow, ce frumoase sunt. Da, sunt. Îmi plac? Și de asemenea și miros bine. Da, în special Tara. Tara? Ia. Da. Hey, wow, ce frumos e sticluța. Dacă tu faci lucruri bine asta, dar sticlarea ta la fel. Dar nu o să mă întreb de... Ba da, o să te întreb că știi ce. O să mă întreb de note și de-astea? Nu. Ia. Dar o să te întreb dacă îți place mirosul și cu ce-ți seama. Pacarat ruș. Pacarat ruș. Sunt disperată. Da, s-a descurcat lejer. Da, uite, vezi că puteam să cumpăr un pacarat ruș astăzi din Obsentul. Ok. Nu puteam? Nu, cred. De ce? Ah, că erai în Obsentul și puteai să le iei, da. Crezi că de ce ești panica de Discovery set-ul de... Nu puteam. Asta, nu puteam. Da, îmi place. Ce este acesta? Tara, este al meu. Toate 3 sunt unisex, niciunul nu e doar al ei. Da, dar știm cu toții că este al meu, adică nu poți să pui monopol pe acest parfum, că este preferatul meu. Ok. A meu. Deci mi-am luat un Discovery set, mi-am luat un parfum din cele 3 pe care le aveam și cu această concluzie destul de ok pentru mine, eu zic, e un schimb corect. O să încheiem acest Nu video. Este un schimb corect, le vreau pe toate 3! Acum este un schimb, poate că este un schimb corect. De obicei așa se întâmplă cu parfumurile unisex, eu le iau... Eu le folosesc. Așa, și pe această cale chiar încheiem video aici, pentru că trebuie să mă duc să miros niște parfum de Marley. Dar ne vedem în foarte scurt timp, pentru că acum deja am foarte multe videouri filmate. Și multe de filmat, pentru că tocmai a primit material pentru alte videouri.
a plecat. Băieți, mi-a făcut plăcere să-mi îi spuneți în comentarii dacă mai vin, așa că am rămas aici, pe mijloc, acum sunt pe mijloc să încheie acest material. Sper că v-a plăcut și că surpriza mea pentru Cristian este una pe care o veți considera drăguță.